Mărișoara, de fapt, mă reprezintă, sunt eu și a trebuit să merg mai departe. Neastâmpărul mă face să caut altceva. Trebuie să cauți întotdeauna și să te cauți. Prima experiență la Siriștea Gumești, mergeam la biserică, eram cântăreț la strană chiar de mic, 14-15 ani, și acolo am descoperit un pictor de biserici, Gurău Ivan, și m-a fascinat, pur și simplu, era restaurat pictura de la noi, de la biserică, și am tot stat pe lângă el, ba chiar insistent. Și m-a văzut, m-a pus să-i desenez ceva, i-a plăcut și a venit să mă ceară la mama, să zic așa. Și am plecat cu el și am pictat biserici. După 3 ani am tot stat pe șantiere. Fiind la țară, am venit la muncă în București, pe șantiere, pentru bani. Am continuat să pictez, dar, mă rog, la un nivel și la stadii foarte, foarte reduse. Ba chiar la un moment dat mi-era frică să nu pierd contactul cu pictura, cu asta. Nu am pierdut, ba din contră am tot evoluat. A început ca pictor de biserici, iar mai apoi și-a găsit propriul drum în artă. A parcurs toate etapele, trecând prin reproduceri după opere cunoscute, apoi a venit cu propria sa viziune asupra temelor clasice, ajungând treptat să-și formeze un stil și o identitate proprie ce îl particularizează. Mie îmi place să spun că pictura vine din două părți sau pe două căi. Este calea tangibilă, cea în care trăim, din care ne luăm subiectele, cotidianul, și cea intangibilă, cea sufletească, care de fapt dă valoare, dă esența. Și pe premiza asta încerc să lucrez. Încerc să merg cu cât mai multe gesturi, cu cât mai multe tușe irepetabile. Nu caută inspirația, ci mai curând aceasta vine către el din toate direcțiile. Orice lucru comun multora îl provoacă și îi se oferă cuvalențe nebănuite, pe care le valorifică plastic în stilul caracteristic. Mă pune rău de tot pe gânduri partea cotidianului, dar cea, să zic așa, care nu e atât de plăcută pentru restul lumii. Adică nu caut neapărat frumusețea cotidianului. Mă intrigă foarte mult zonele industriale, mă intrigă foarte mult lupta asta dintre industrial și natural. Mă intrigă foarte mult lupta între urban și viața satului. Prin tușele mele și prin gesturile mele încerc să le scot din cotidianul din care le iau, de fapt. Și acolo îmi pun freamătul, îmi pun sufletul, îmi pun tot. Iau structura din cotidian și scot esența din suflet și o pun acolo. Sau măcar încerc. Cea mai nouă și mai mare provocare o constituie actuala temă. O confruntare dintre lumi, dintre concepte, dintre două dimensiuni ale cotidianului, care însă nu se resping, ci formează pe pânzele lui o armonie deplină. Seria actuală de lucrări chiar pe asta este focusată, pe zona industrială și cea urbană. Precădere, place foarte mult zona de Mahala Bucureștiului, dar, nu știu, Mahala aia pe care au pictat-o și încă o pictează mulți alții colegi. Îmi place să văd dincolo de trăirile mahalalei, clădirea sau un calcan, un perete, pur și simplu. Dacă simt că acel perete transmite o poveste, îl transpun pe pânză. Și mă rog, pe lângă cum arată el, vin și cu trăirea mea. O altă provocare ce l-a adus în fața publicului în urmă cu un an a fost femeia, cea care, sub toate aspectele și ipostazele, i s-a oferit ca modalitate de explorare, de cunoaștere și de valorificare. Femeia ca și
Ca și subiect, mă intrigă, mă excită, mă incită de foarte mult timp. Am mers cu femeia în toate ipostazele. Am trecut de la femeia mamă, la femeia eroină, la femeia modernă, ispita. Versatil ca tematică, George Sandu Costea creează însă o unitate în diversitate, iar cromatica este cea care le leagă, paleta lui fiind una care îl particularizează ca artist vizual și îl face recognoscibil. Ce pot să spun, că ultima vreme m-am atașat de un albastru. De un albastru de care deocamdată nu pot să mă desfac. Simt că trebuie pus în fiecare lucrare. Habar n-am dacă dă bine sau nu, mie îmi place. Și dacă ajungi ceva să-ți placă ție, dar să nu fii mulțumit, e foarte bine. Atunci când te mulțumești, când crezi că e foarte bine, atunci ai o problemă. Bineînțeles că am o paletă de care sunt atașat sau o cromatică a mea recunoscibilă, dar restul vine din suflet, pur și simplu.